Bună dimineața, Iuliana! Bună dimineața, Marius! Facem Zoharul, partea a treia, omul și lumea. Omul în lume. Structura lumii. Plecând de la misteriosul punct suprem până la cea mai neînsemnată treaptă a creației, totul servește ca veșmânt altui lucru. Și acest lucru servește de veșmânt unui lucru superior. Și așa mai departe. Așa încât creierul înconjurat de un înveliș servește el însuși de înveliș unui creier superior. Totul este deci creier. Pentru ceea ce este inferior și înveliș, pentru ceea ce este superior. Deci totul este deci creier pentru ceea ce este inferior și înveliș pentru ceea ce este superior. Punctul suprem proiecta o lumină imensă, de o asemenea claritate, de o asemenea transparență și de o asemenea subtilitate, încât pătrundea peste tot. Astfel s-a format în jurul acestui punct un palat care îi servea de veșmânt. Lumina punctului suprem fiind de o subtilitate de neconceput, cea a palatului care este inferioară formează astfel un cerc de culoare mai închisă în jurul ei. Dar lumina primului palat, chiar dacă inferioară celei a punctului suprem, fiind totuși de o splendoare imensă, a sfârșit prin a forma în jurul acestui palat un altul, care îi servește oarecum de veșmânt, și așa mai departe. Astfel, plecând din punctul suprem, toate treptele creației nu sunt decât învelișuri, unele peste altele. Învelișul treptei superioare formează creierul treptei inferioare. Această ordine a lumii de sus s-a constituit și pe pământ, așa cum este scris, și Elohim a creat omul după imaginea sa, căci omul este compus din creier și meninge, spirit și corp. Toate acestea sunt necesare ordinii lumii. Temelia lumii. Rabbi Isaac a început una din conferințele sale în felul următor. Stă scris, cel drept va înflori precum palmierul și se va înmulți precum cedrul din Liban. Căci, așa cum cedrul din Liban se ridică deasupra tuturor celorlalți arbori, așa încât ceilalți arbori se află așezați sub el, la fel, cel drept se ridică deasupra celorlalți oameni, așa încât toți oamenii sunt plasați sub protecția sa. Lumea nu subzistă decât prin meritul unui singur om drept, așa cum stă scris, și cel drept este temelia lumii. Pe un singur om drept este fondată lumea, pe un singur om drept se sprijină și prin el a fost creată. Rabbi Yehuda a obiectat. Știm totuși prin tradiție că lumea se sprijină pe 7 coloane, așa cum stă scris. Înțelepciunea și-a clădit o casă, ea a cioplit 7 coloane. Rabbi Iose i-a răspuns, în adevăr, lumea se sprijină pe 7 coloane, dar aceste 7 coloane, ele însele nu se sprijină decât pe cel drept, care adapă lumea, care satură lumea și care hrănește toate creaturile. Despre acest om drept spune Scriptura, spuneți celui drept că este bun, căci fructele faptelor sale se mănâncă. Și în altă parte stă scris, Domnul este bun și milos cu toți și mila sa cuprinde toate faptele sale. Omul, sinteza Universului. Lampa sfântă, întrebă păstorul fidel. Este scris în Scriptură, să facem omul după chipul și asemănarea noastră. De ce repeta apoi și Elohim a creat omul după chipul său? Lampa sfântă a adăugat, Scriptura repetă că Dumnezeu a creat omul după chipul său pentru a înfirma ideea emisă de unii învățați ai legii, potrivit căreia duhurile cerești, cărora Dumnezeu le-a spus să facem omul după chipul nostru, ar fi contribuit la crearea omului, când în realitate ele nu au contribuit deloc. Ne oprim puțin. Da. Prima dată, sus de tot, zicea despre omul drept. Da. Drept este situația descrisă de legea lui Le Chatelier, în care nu-i strâmb. Drept înseamnă să nu fii poziționat, să nu fii polarizat. Nimeni nu știe asta și nimeni nu spune lucrul ăsta. Da. Deci când zici că numai așa sunt lucrurile, ești strâmb. Și ca să fii drept, trebuie să zici că este bine așa cum este, cu plus și cu minus. Este divinul Da. care joacă toate rolurile. Și nu poți să te iei de el, nu poți să zici că ceva e rău. Că nu există, el face totul perfect. Una la mână. Apoi când zice, am făcut om, nu, după chipul lui Dumnezeu. A creat omul după chipul său. Da?
Da. Să facem omul după chipul nostru. Chipul, Deci, așa spune. care este chipul lui Dumnezeu? Chipul lui Dumnezeu este acesta, și. Deci, Da. chipul lui Dumnezeu, el se manifestă în toate formele, și în negativ, și. Nu poți să alegi numai pozitivul. Cel mai mare rău este făcut în lume de alegerea unui pozitiv, unui absolut bine. Asta creează inversul. Întotdeauna că Dumnezeu trebuie să echilibreze. El este echilibru perfect, este starea de zero, de neutralitate. Și normal să fie așa. Deci noi suntem făcuți ca să fim neutri, să funcționăm pe neutru. Așa suntem noi gândiți. Nu suntem făcuți să fim strâmbi. Nu suntem făcuți să fim strâmbi. Și deci starea aceasta, care aparent este ideală, este natura noastră. Așa, așa suntem noi făcuți. Să fim drepți. Adică să nu fim polarizați, să fim și. Să fim infinit de îngăduitori ca și Dumnezeu. Să fim sclavii tuturor. Așa am fost făcuți. Deci trebuie să știi care este situația ideală. Când s-a pornit Biblia la facere, a zis cum a fost făcut omul, după chipul lui Dumnezeu. Păi care e chipul lui Dumnezeu? Păi el vine ca slugă, deci tu trebuie să fii slugă, nu? Când ești slugă, tu nu mai ai ceva mai bun decât altceva. Slujitorul, sluga, asta e caracteristica ei. Nu poate să ridice care e stăpân. Da? Și noi că suntem la semenul lui, noi nu putem să fim decât slujitori, supuși. Deci nu există decât supunere. Dumnezeu vine spre noi ca ultimul om, vine de jos în sus. Adică vine în poziție secundară. El se sacrifică pe sine, adică nu vine sub o poziție superioară. Nu vine ca și creator al Universului. El vine în poziție secundară, cum e apa. Deci este jos, jos de tot. Creatorul Universului. Și asta este, de fapt, puterea cea mai mare. Când ești jos, jos de tot, atunci ai autoritatea asupra exteriorului, pentru că nu mai vrei nimic de la el. Nu-ți mai trebuie nimic și nu ai nevoie de fericire exterioară. Fericirea este chiar supunerea ta. Cea mai mare fericire. De aceea Dumnezeu. Deci principiul este pus chiar în divin. Principiul ăsta fundamental al vieții. Deci vei putea să trăiești dacă ești înfrânt cu inima, dacă ești jos de tot. Dar altfel nu, n-ai cum. Dumnezeu tot timpul se supune și atunci puterea lui crește. Că ne întrebăm de ce e Dumnezeu, de ce are atâta putere. Din cauza asta are atâta putere. El continuu la infinite situații, infinite situații, el se lasă pe sine. El sacrifică viața pentru ca orice să existe. Să existe atomii, să existe cerul, să existe toate formele vieții. El se sacrifică în toate. Nu este decât un continuu sacrificiu. Sacrificiul acesta îi furnizează lui putere. Deci principiul fundamental care îți dă viață, te ține în viață și îți face viața frumoasă, este chiar acest principiu al existenței divinității. El se lasă tot timpul pe sine, nu se apără și nu se protejează niciodată, el e slugă. Uite-te, spre exemplu, fiecare celulă e sluga tuturor. Fiecare celulă slugărește. Da? Organele noastre sunt slujitoarele celorlalte organe. Fiecare din organe nu trăiești pentru ele. Ele trăiesc pentru celelalte ca să funcționeze celelalte. Ele sunt făcute pentru celelalte, nu sunt făcute pentru ele. Nimic nu trăiește pentru sine. Mai nu, omul crede că trebuie să trăiască pentru el. Se gândește numai la binele său. Pe când tot ce există în natură nu se gândește decât la cum să-i fie bine celuilalt. Cum a zis sus, că fiecare e construit astfel încât deasupra lui are un acoperiș, are un element superior, Da. care este capul. Nu? Cum zicea? Era un înveliș, sau cum zicea, nu? Da, învelișul trepte superior. Da. Formează creierul trepte inferioare. Deci creierul este în afară. Adică tu nu mai gândești cu creierul tău, tu te supui celălalt și celălalt e șeful tău, e stăpânul tău. Exact cum spunea Iacob lui Esau. Tu ești stăpânul meu, eu sunt sclavul tău, sluga ta, slujitorul tău. Tu ești Dumnezeul meu. Asta este sistemul. Deci întotdeauna celălalt trebuie pus mai sus. Și atunci facem ceea ce Dumnezeu face și ne unim cu El. Este foarte simplu. Și este de bun simț. Da? Și vin dogmatici și zic, cine ești tu să spui una ca asta? Păi ce nu-ți convine la să fii slugă? Nu-ți convine să fii slugă? Și la ce-ți folosește să te rogi?
Faceți aceste meditații sau respirație, că dacă nu ești slugă, tu nu cunoști pe Dumnezeu. Că trebuie să faci ce face El ca să te unești cu El. Degeaba. Deci se duc acolo ca să obțin un bine pentru ei. Deci sunt diavol. Nu se închină la diavol, nu-i satanism asta. Când cauți ceva în afară. Deci ce este satan? Un bine mai mare. Mă duc la biserică să îmi dea un bine. Asta înseamnă diabolizare. Când, de fapt, ca să te unești cu Dumnezeu, este foarte simplu, e banal. Dai întâietate celălalt, dai ce este mai bun celălalt, te lași folosit, faci ce zice el și nu ce zici tu și slugă. Și imediat când a intrat, deci ei au inventat un sistem care cumva să nu ajung în viața mea, să nu ajung să fiu sluga tuturor. Deci au gândit, deci tot ce există, toate sistemele care există, inclusiv ăsta al bisericii, este ca să, pentru bunăstarea omului, ca să fie lui mai bine. Da. Cine, cui, pentru cine cerem noi la biserică ceva? Bine, sănătate, căsătorie, familie, bani, casă și mai departe, mașină. Cui cerem? Pentru cine cerem? Pentru diavol. Pe sufletul nu vrea nimic. Nu are nevoie. El tot timpul dăruiește și atunci Dumnezeu are grijă de el continuu. În același timp este chiar divinul. Deci, asta este soluția, să fim ca sufletul. Sufletul nu se împotrivește la nimic, nu luptă, nu se apără și nu își vrea binele. În momentul în care ne vrem binele, noi nu mai suntem o ființă umană. Devenim o ființă întunecată. Eu mă gândesc că dacă oamenii ar fi învățați să vadă aurele, păi s-ar îngrozi. S-ar îngrozi. Nu mai puteți să vorbească cu nimeni. Că vede pe ăla cenușiu și este fals. E un om mincinos, nu poți să vorbești cu el. Imediat îți dai seama. Și te sperii. Te căsătorești, pe exemplu, cu cine? Cu un diavol. Deci dacă omul ar fi învățat să vadă, dar nu poate să. Deci calitățile acestea sunt în fiecare din noi. Dar dacă omul se duce spre materii, tot tipul așa de materii, se taie legătura cu Divinul și nu poți să acceseze aceste puteri. De ce nu fac altceva decât să ne oprească să ajungem să avem puteri divine în noi, să ne le activăm. Asta intră. Atâta timp cât ești preocupat de a câștiga, de a avea, de a te distra, nu accesezi niciodată aceste puteri și nu vei vedea. Și vei fi o ființă întunecată. Deci vezi ce fac? Fac tot posibilul ca tu niciodată să nu te trezești la natura ta, să-ți afli, să-ți recunoști natura. Asta fac ei. Și nu se poate ridica volul dacă nu-i slujitor. Deci întâi trebuie să fii sluga tuturor, să-ți ridici volul și apoi vine înțelegerea aceasta că Dumnezeu este peste tot, după un timp. Să știi că cei care au munci foarte joase, foarte grele, ei sunt foarte înțelepți și foarte înalți. Țăranul, muncitorul, muncile grele fizice, oamenii aceia, dacă vorbești cu ei, vezi că au o înțelepciune incredibilă. Și un bun simț, o bună măsură a Și nici lucrurilor. nu vorbesc mult, vorbesc esență, în esență. Esențial, sigur că da. Da. Se bucură de viață. Când o să dispară acești oameni și vin roboții, atunci am dispărut cu toții. Am murit. Și oamenii nu-i dau seama că, de fapt, ei vor muri. Interesant. Nu le dă voie Dumnezeu să înțeleagă. Păi dacă a fost acum, au murit cu evenimentele de 2-3 ani de zile, au murit de nu s-au văzut și nimeni n-a protestat, nimeni. Le-au omorât oamenii apropiați și nimeni din familia acelea n-a protestat. Cum poți să explici? Da? Sau doctorii și asistentele, nimeni nu s-a sesizat. Au fost 3-4 oameni care au țipat atât. Și acolo sunt mii și mii. Mii de oameni au zis nimic. Păi sunt e o armată de diavol atunci. Nu i-a afectat nimic, nu au avut milă. Au tăcut pentru binele lor. Conștiință. N-au avut conștiință, n-au avut nimic. Nu. Incredibil. Bun, mai departe. Sefiroții, iar cu sefiroții. Dar eu spun că Dumnezeu a creat omul așa încât toate spiritele cerești au contribuit la aceasta. Dar nu spiritele cerești au dat omului fiecare contribuția sa, căci dacă ar fi fost astfel, fiecare și-ar fi reluat partea într-un moment de iritare. Și ce ar mai fi rămas omului? Cel Preasfânt, binecuvântat fie numele Său, a creat omul imprimându-i imaginea Regatului Sfânt, care este imaginea a tot, col,
Această imagine a privit-o cel preasfânt, binecuvântat fie numele său, atunci când a creat lumea și toate creaturile lumii. Această imagine este sinteza tuturor spiritelor de sus în jos, fără nicio separație. Ea este sinteza tuturor sefiroților, cu toate numerele lor, a tuturor epitetelor lor și a tuturor denumirilor lor. Atunci când cel preasfânt, binecuvântat fie numele său, a creat lumea, el a făcut omul după chipul său, așa încât să se consacre studiului legii și să meargă pe drumul său. Adam a fost creat din pământul pe care se ridica sanctuarul. Ori pământul pe care se ridica sanctuarul era sinteza celor patru puncte cardinale ale lumii. Cele patru puncte cardinale s-au unit în momentul creației cu cele patru elemente constitutive ale lumii de pe pământ: focul, apa, aerul și pământul. Amestecând aceste patru elemente, cel preasfânt, binecuvântat fie numele său, a creat un corp după chipul din cer. Corpul este compus din elemente ale acestor două lumi, ale celor din lumea de jos și ale celor din lumea de sus. Rabbi Simeon a spus: remarcați că cele patru elemente primitive constituie misterul credinței. Ele constituie originea tuturor lumilor. Ele ascund misterul legiunilor cerești. Acestor patru elemente cerești le corespund cele patru elemente materiale: focul, apa, aerul și pământul, care sunt simbolul unui mister suprem. În clipa creației omului, cel preasfânt, binecuvântat fie numele său, a format corpul pământului pe care se ridica sanctuarul de pe pământ și a format sufletul pământului pe care se ridică sanctuarul din cer. Și la fel, atunci când omul a fost format din pământ, celelalte trei elemente au venit să se asocieze pământului, la fel ca atunci când sufletul a fost creat din pământul din cer și celelalte trei elemente constitutive ale lumii din cer au venit să se asocieze pământului de acolo, astfel că omul a devenit desăvârșit. Venirea omului. Rabbi Hia a început una din conferințele sale în felul următor. Stă scris: pe pământ apar florile, a sosit timpul de a cânta. Și glasul turturelei se aude în țara noastră. Cuvintele "pe pământ apar florile" au semnificația următoare. Când cel preasfânt, binecuvântat fie numele lui, a creat lumea, a dăruit pământului toată forța generatoare de care aceasta are nevoie. Dar această forță a rămas închisă în flori și nu s-a manifestat prin producerea de fructe până la crearea omului. Numai după crearea omului, forța generatoare a pământului a devenit vizibilă omului. Numai atunci, producând fructe, pământul a dezvăluit forța generatoare pe care o ținea ascunsă până atunci în pântecele lui. La fel, cerul nu a acordat niciun aliment pământului până la sosirea lui Adam, așa cum stă scris: și înainte ca toate plantele câmpului să fie și din pământ și ca toate ierburile câmpului să fi crescut, căci Domnul Dumnezeu nu făcuse încă să plouă pe pământ și nu exista omul pentru a ara pământul. Astfel, produsele cerului, ca și ale pământului, nu au apărut deloc înaintea creierii omului. Cerul își reținea ploaia și pământul își ținea ascuns în adâncuri forța generatoare cu care fusese dăruit. Dar imediat ce a apărut omul, florile au apărut pe pământ și ele și toate forțele naturii, care până atunci stătuseră ascunse, s-au arătat. Scriptura adaugă: a sosit timpul de a cânta. Din această clipă, cântarea imnurilor în cinstea celui preasfânt, binecuvântat fie numele său, a început, căci acest cânt nu se auzise înaintea creării omului. Scriptura adaugă: glasul turturelei se face auzit. Aceasta este cuvântul celui preasfânt, binecuvântat fie numele său, care nu există în această lume înaintea creierii omului. Dar imediat ce omul a apărut pe lume, totul a apărut odată cu el. Omul și imaginea lui Dumnezeu. Rabbi Abba a început să vorbească astfel: și Domnul a creat omul după chipul său. Acest verset a fost deja explicat. În clipa creației, Dumnezeu a făcut omul după chipul lumii din cer și a celei de pe pământ. El rezuma totul. Lumina lui se răspândea de la un capăt la celălalt al pământului și toate ființele pământului se temeau de el. În ciuda acestei explicații, versetul precis
versetul precitat prezintă o dificultate. Din moment ce Scriptura spune și Dumnezeu a creat omul după chipul său, de ce adaugă după chipul lui Dumnezeu l-a creat? Scriptura desemnează în adevăr cele două trepte compuse din bărbat și femeie. De aceea Adam avea două fețe. Continuarea versetului o precizează. El i-a creat bărbat și femeie. Ce discutam noi, androgin. Da. Avea Da. două fețe. De-aia n-am văzut femeie. N-am văzut femeie. L-ai fi văzut poate dintr-o singură parte, că am văzut undeva, nu mai știu de mult, o poză, că ar fi fost cumva spate în spate, avea față și așa și Eram așa. în el, am intrat în el, în A, conștiința era lui, în în capul el. lui. Am intrat în capul lui și el se uita numai la Dumnezeu. Deci se uita la soarele de iubire care era la distanță. Da. Acolo, deci da. Deci el nu se uita în jur. Și deodată a întors capul. Când a întors capul, au dat la nevale sau cuvintele. Deci fiecare element al naturii reprezintă, fiecare lucru are un cuvânt. Da. S-au aranjat în propoziție singure în cap, că parcă sistemul ăsta este noi, limbajul ăsta universal este noi și a început să vadă. Și când a început să vadă, a fost fascinat, a fost uimit de ceea ce vede, ce frumusețe era acolo. Da. Dar după un timp și-a amintit că el trebuia să nu piardă pe Dumnezeu. S-a mai uitat la Dumnezeu și era tot acolo. Și a zis, a, e ok. Și când s-a dus a doua oară să se uite spre materie, a înaintat și mai mult adică a trecut prea mult timp Da, cu da. lumea și atunci a uitat. Cine știe după cât timp s-a trezit și atunci nu l-a mai găsit pe Dumnezeu și a rămas exilat. El este exilat pe pământ aici. Da, deci asta e un Părăsit. fel, cum spui tu, deci el a petrecut prea mult timp cu lumea și atunci l-a uitat pe Dumnezeu. Da, asta este principiul. Da, Și noi acum da. trebuie să facem operația inversă, să nu mai petrecem cu lumea ca să ne apropiem de divin. Invers. Ăsta este drumul înapoi pe Dumnezeu. Să nu petreci cu lumea. Și de ce nu l-a mai găsit? N-a știut să lase lumea? N-a avut putere sau N-a cum? știut, a fost absorbit de. Deci l-a făcut vulnerabil, l-a făcut să fie fascinat de lume, așa l-a făcut. Deci în noi nu este un spirit ferm de să stăm așa strâns de Dumnezeu, dincolo de lume. Nu. Da. Suntem decăzuți, ne-a făcut să fim fascinați de lume, să fim vrăjiți. Așa ne-a făcut. Cum este, spre exemplu, femeia vrăjită de bărbat. Da. Femeia are, la anumit nivel, are o naivitate. E blocată. Ea nu poate să-și dea seama și nu înțelege că bărbatul acela o minte sau o păcălește. Nu-și dă seama. Pentru că îi ridică hormonii și hormonii ia mintea. Asta este armă. Este o armă a bărbatului perfectă. Nu e nevoie să se apropie de. Vede o femeie de la distanță și face un cordon energetic cu ea. Și aia simte, că fiecare om se simte privit, știi? Te duci la un restaurant sau undeva la o terasă, știi, și un bărbat se uită la tine fix. A făcut o legătură automat și te simți privită și te vei uita. Ăla se gândește la tine și tu vei primi imaginea lui. Te duci acasă și mereu vei primi imaginea acelui om în minte. Pentru că ți-a amplificat, ți-a creat o stare de bine în interior și nu știi de ce. Deci femeia a fost făcută să cadă. N-a fost făcută să fie fidelă, să fie în familie, să fie Da, serioasă. deci, de fapt, practic, dacă ne gândim, ea cade cu propria ei armă, cumva, că, de fapt, nu, ea inițiază cumva și, până la urmă, Tot ajunge să cadă. ce reprezintă ea e ca o floare. Tot ce Da. reprezintă ea e făcut ca să atragă totul. Toată Da. ființa ei, tot interiorul ei e făcut pentru a atrage. E făcută pentru sex. E construită pentru sex. Din De cauza fapt, asta, continuă în viața baza asta. este sexul și Da. bărbatul la fel. E construit pentru sex. Bărbatul mai are posibilitatea să se ducă și mai uită de sex pentru că are 20%. Acei 20% îl ajută să uite, să nu fie concentrat numai pe sex. El doar se întărâtă când are toate, când are femeia în mâna lui, doar se întărâtă până la actul final. Dar el în sine se ocupă cu lumea, cu nu știu ce, el e creativ, el luptă, e luptător. Pe când femeia are dominantă materia aceasta, este construită ca să atragă. Să atragă cât mai mulți bărbați, să facă cât mai mulți copii, ca să poată să apere specia, să perpetueze specia. Nu e făcută pentru familie morală,
fidelitate și iubire. Nu, e făcută să cadă. Din cauza asta, femeia trebuie să lupte cu natura ei. Și această luptă se face accesând această latură spirituală a vieții. Deci ea este înclinată spre latura spirituală, pentru că numai așa poate să iasă din încorsetarea programului ei teluric. Ea face un efort, e ca și când ai desprinde de o atracție gravitațională Da, de da, da. pământ. Ea face un efort ca să depășească pământul. Și cauza asta este foarte frumos. Da? Și bărbatul face un efort să depășească atracție pe care o are față de femeie și se ocupă cu totul și uită. Uită, dar și amintește când vede o femeie, imediat să-și amintește. Deci femeia este făcută, tot ce este ea, fiecare parte a corpului ei, e făcută pentru atracție, pentru sex. Da? Și din cauza asta, ea își fac, ca să poată ea simte o nevoie naturală în ea să-și depășească natura sexuală, să o depășească, să se apropie de divin. Dorește cu putere lucrul acesta. Și vezi că, uite, numai femeile sunt la spiritualitate aici. Majoritatea sunt femei. Pentru că asta este salvarea lor. Altfel, ele simt că sunt. Deci, atracția Pământului ce le face? Tot timpul să fie critice, tot timpul să se îndoiască. Ele privesc detaliile, detaliile sunt insuficiente, ia un detaliu, îl absolutizează și vede că nu e bun, îl lasă, deci ea este inconstantă, e construită să fie inconstantă, să nu... Asta este, deci bărbatul trebuie să o înțeleagă și ei amândoi unul pe altul să-și cunoască natura și limitele. Nu te poți, Și în baza același timp e să variabilă. înțeleagă și să se înțeleagă că nu-i nimic greșit. Că dacă noi ne vedem greșit unul pe celălalt, nu iese nimica. Deci femeia va vedea lucrurile variabile și mereu altfel. Mereu nu e bine, mereu esențializează altceva și mereu e nemulțumit. Și bărbatul trebuie să aibă îngăduință și înțelegere, că asta e natura ei. Dar el nu ține, nu știe, nu se gândește că asta e natura femeii și trebuie doar să o îngăduie, să o accepte așa cum este. Și invers, femeia trebuie să înțeleagă care este natura bărbatului și să lasă așa. Ea zice că nu face, că nu e leneș, că nu poate. E normal, cu 20% el se epuizează. El se duce la serviciu acolo și se epuizează. Nu mai are energie. Bineînțeles că el doarme toată ziua. E pe tatăl meu de când mă știu, tot timpul dormea. Eu așa l-am cunoscut, dormind. Deci venea la ora 22, la ora 10 seara și el se culca. Eu nu aveam nicio discuție cu el. El doar dormea. Acasă venea ca la hotel. Deci n-am putut discuții absolut deloc cu el, nimic. Nu i-am simțit prezența. Decât în anumite momente când el era foarte exigent. Avea o chestie. Nu îmi dădea voie să... Deci mereu, înainte de a deschide sau închide ușa, spunea ușor. Ușor. Închide ușa ușor. Și îmi ții minte acum lucrul acesta, știi? Eu nici nu pusese mâna pe clanță și le zicea înainte. Ușor. Ușor deschis, ușor închis. Nu trântești. E o chestie interesantă, pentru că mi-a marcat probabil comportamentul. Lent, lucrurile trebuie să meargă lent. Și eu am și experimentat mișcarea lentă. Din cauza asta am experimentat mișcarea lentă. Sunt puteri noi extraordinare, dar nu le spune nimeni. Și culmea este, eu l-am spus în cărțile astea ale mele, dar nimeni nu le vede. Omul este preocupat, el când citește cărțile acestea, le citește cu un scop de a obține ceva. Nu? De, spre exemplu, a obține femeia ca să-l determine pe bărbat, nu știu ce să facă, să nu mai bea. Deci ele caută un scop, un scop practic, să rezolve problemele din familie și mai departe. Ai văzut întrebările care au fost puse la tine? Erau concrete, știi ce să fac cu te, asta e situația, cum o rezolv. Așa gândesc ele. Merg spre o învățătură ca să o folosesc, ca să obțin un mai bine, să rezolv o situație. Dar învățătura asta nu se referă la să rezolv situația. Învățătura asta se referă la evoluția ta interioară. Adică te ajută să vezi lucrurile altfel. Și când le vezi altfel, când vezi pe Dumnezeu în toate pozițiile,
Nu mai ai nevoie să vină situații nefericite pentru că nu mai ai apărare. Pierzi apărarea, eu, care se luptă și se apără. Deci e gândită pe dos. Nu e ca celelalte discipline, sau cum să zic eu, pseudoștiințe. Școala iubirii te ajută să evoluezi interior, individual, să-ți accesezi puterea interioară și să poți să te înalți. Nu e ca să rezolvi probleme. Și toată lumea nu mai mă întreabă numai cum să rezolv situația de viață. Total pe dos. Adică e ca și când nici nu au înțeles despre ce e vorba. Pe de altă parte, nici nu au citit cărțile. Și acolo m-am străduit să am explicații, să dau explicații. Astea ultimele trei sunt cărți de explicații. Astea chiar că trebuie citite. Pentru că sunt lanțuri întregi de tip cauză-efect. Și dacă le iei și le integrezi și gândești în ele, deja urci pe alt nivel. Poate că ar fi bine să fac pe grup, să luăm cărțile astea noi și să le facem pe grup, așa, să le studiem ca la școală. Da, dacă poți așa câte o pagină, câte două, cât rezistați voi acolo, o parte din emisiune sau toată emisiunea, dar să observ că poate fug toate. Că nu o să le placă. Nu ține nimeni cu forța pe nimeni. Da. Da, poți să iei cărțile și să le discutați. Da. Librăria Eminescu trimite în Statele Unite și Canada. Mi-a rugat o fată și Prin sunt DHL. pentru da. Ok, bine acum. Da, și puteți să le citiți. Mare lucru faceți dacă le citiți. Mare lucru. Și să le discutați. Da. Și puteți să-mi dați și mie înregistrările, că nu sunt intime. Și să Sigur. antrenez pe doamna Sabina. Să Nu, vină. să nu fugă. Să nu fugă. Da. E un mare ajutor. Mai sunt doamne pe acolo, dar n-au curajul să vorbesc. Da, ea este foarte dezinvoltă, Sabina, și dă așa un vibe de hai cu mine. Da, și vorbește în esențe, esențial. Da. Mai este Emma, mai sunt o mulțime care le-am văzut că știu perfect Da. lucrurile, dar stau în spate. Bun. Dacă poți să faci misiuni cu Sabina, Sigur. ai vorbit cu ea, nu-i așa? I-am lăsat mesaj. Super. Omul și păcatul. Omul și păcatul, dreapta și stânga. Stă scris, și Elohim a spus să fie o tărie în mijlocul apelor și ea să despartă apele de ape. Misterul separării apelor se explică în acest fel. Discordia venea din partea stângă, căci atât timp cât nu era decât partea dreaptă, discordia era imposibilă. Dar imediat ce, prin apariția tăriei din mijloc, s-au format cele două părți, una dreaptă și alta stângă, ultima a dat naștere discordiei și de aici s-a născut infernul. Geninom. În înțelepciunea sa, Moise a văzut această discordie studiind actul creației. În actul creației era o discordie între partea stângă și partea dreaptă, și partea stângă este cea care a provocat-o. Din această discordie s-a născut infernul. Vezi ce zice? Împărțirea în bine și rău Da. merge frumos. Cuvântul discordie. Da. A băgat zidanie. Zidanie, Zăzaie, discordie. da. Conflict. Da. Interesant. Nașterea demonilor. În o clipă, este Da. foarte bine că faceți cărțile astea, ultimele trei, pentru că școala iubirii trebuie centrată nu pe vulnerabilizări, trebuie să fie centrată pe învățătură. Lasă vulnerabilizările, că s-a centrat până acum doar pe partea fiecare și a privit în școala iubirii doar să-mi rezolve problema. Da, Și nu l-a da. interesat să înțeleagă școala iubirii ca să poată să rezolve orice fel de probleme. Nu, mereu trebuie să vină să se plângă că asta e problema. Nu e o plângere acolo. Să învețe să se descurce singur. Deci învățând structura, învățătura școlii iubirii, singuri vor putea să găsească soluții, cum este doamna Sabina, care se întreba, știu,
afla niște lucruri aici, se întreba cum este posibil. Deci trebuie să-ți cauți explicații singur. Și asta te învață, cele ultimele trei cărți sunt de explicații și te învață să gândești singur. Da. Deci școala bii trebuie să se schimbe acum, nu mai este pe vulnerabilizări. Dă-le încolo de vulnerabilizări, că lor le place să se plângă și mereu vor intra în buclă pentru că n-au înțeles structura și vor cădea mereu. Pentru că n-au instrumentele în ele, trebuie să ai instrumentele câștigate singură. Singură Da. să câștigi înțelegerea și atunci vei putea să-ți orice problemă de viață. Mai mult, nici nu vor mai veni probleme în viață. Păi nu ești interesat? Că dacă tot timpul cauți soluții de genul ăsta și singura soluție e să studiezi, să înveți înțelegerea aceasta în școală bine și atunci când vei înțelege, vei rezolva orice fel de problemă pentru că chiar înțelegerea este rezolvarea. Deci când ești în înțelegere, ai scăzut ego-ul și nu poate să vină toată ziua să vină vulnerabilizări, toată ziua să vină situații. Nu mai vine. Când ai eu. Deci ținta e să scap de eul acela. Că scăpând de eul acela, se rezolvă toate situații de viață și nu mai ai nevoie să te plângi deloc. Nu mai ai situații dificile. Păi suntem interesați. De aceea suntem la școală, pentru învățătură. Nu să ascultăm toate situațiile oamenilor. Nu. Acolo să și le descurce singur, să folosească școala iubirii ca să și le înțeleagă. Sau să discute acolo în emisiune cum putem folosi și care sunt instrumentele în școala iubirii ca să rezolvăm practic situația respectivă. Dar trebuie să le cunoști. Uite cum am discutat sâmbătă, cum a fost emisiunea de sâmbătă și ce spunea, ai văzut Sabina, a făcut un efort individual să înțeleagă, știi, de ce este așa, de ce răul este un mare bine, să și le explice singur. Bine că toate explicațiile le-am dat mură în gură, sunt acolo, în cărțile acestea, în toate cărțile, cele 7 Da. plus 3 cărți, cele 9 cărți de autor, fără Rumi, sunt explicate cum se fac lucrurile, că atât m-a interesat pe mine. De aceea sunt învârtite lucrurile în toate formele posibile ca să poată să se acopere toate cazurile imaginabile. Deci doar sunt explicații. Explicațiile ce înseamnă? O modalitate, dar o altă modalitate, o diferită modalitate de a privi lucrurile și viața. Și când o înțelegi și lucrezi cu aceste concepte, schimbare, se schimbă conceptele de zi cu zi. Nu mai poți. De aia nu se schimbă viața lor, că nu au schimbat conceptele. Noi aici facem un efort să schimbăm conceptele și le folosesc conceptele vechi. Și apoi apar drame de toate felurile și nu rezolvă probleme. Mi se pun aceleași întrebări, e o doamnă acolo care mi le pune de un an de zile. Aceeași problemă, aceeași întrebare. Păi n-a făcut nimic. Pentru că nu a asimilat nici nu a citit cărțile. Păi trebuie să-ți iei singur acest instrumentar ca să poți să gândești în el. E aici sunt concepte inversate. Trebuie schimbate conceptele. Că de-aia este școala bine, ca să schimbi conceptele. Nu să ne plângem toată ziulica. Deci trebuie învățat. Aici e școala bine să fie o școală de adevărat. Să înceapă să fie. Încă nu e școală. Încă nu e școală. Încă suntem. Că nu le convine, că este greu, că nu le place, că adorm, citește o pagină și nu poate mai mult. Așa o pagină cât poți tu să citești. Să cauți să reflectezi. Că nu citi tu cărții important, ci tu acolo să înțelegi toate lucrurile, să ți le spui singură. Ne lipsește explicația proprie. Eu am scris mii și mii de pagini. L-am textele din cărți și ce consideram că e important și ce făceam. Îmi explicam. Este metoda d'Alembert. Așa făcea d'Alembert. Eu luau o propoziție dintr-o carte care îi plăcea foarte mult și scriam explicații. Pune să fac așa ceva. Să-și explice. Și nu m-am uitat niciodată pe și făcusem graful așa de zeci de mii de pagini. Am scris. Pentru că trebuie să intri într-un interior. Tu nu poți așa doar prin auzite că n-am timp și mai departe. Nu. Trebuie să faci un efort de schimbare individual. Și efortul ăsta se face căutând explicații ca să cucerești tu explicațiile tale. Te iei după afirmația aia și îți explici de ce este așa. Și îți va rămâne explicația aceea. Și încetul cu încetul avansezi. După care nu mai știi care este explicația autorului sau care este explicația ta. Nu mai contează. Deja te-ai schimbat. Da. Și școala iubirii este pe sistemul acesta că ea inversează conceptele și ai nevoie să-l inversezi. Altfel vei rămâne în aceeași poziție. Deci nu rezolvă nimic școala iubirii. Dacă nu înglobezi aceste concepte și nu le pui în practică. Și singura soluție este, așa cum am făcut-o și eu, este să alegi ceea ce crezi că e important, subliniez.
Scrii pe o hârtie, scrii caiete întregi, foi întregi, scrii acolo pe poziția respectivă și ți-o explici singur. Scrii. Nu așa în memorie, scrii explicații acolo, să fie explicații. Da. Eventual, data viitoare, când vei avea nevoie, te vei raporta la explicația ta. Atunci se zidește personalitatea și felul tău de a fi. Adică fiecare din explicații respective pătrund în tine. Că omul doar când citește așa, el nu este de acord că nu sunt ale lui și nu le trăiește. Deci asta înseamnă să aplici, să le trăiești. Și ca să le Da. trăiești, trebuie să spui explicațiile tale, sunt ale mele, le recunosc și ele mi-a... Doar atât, nici nu e nevoie să te mai uiți o dată la ele. Niciodată. Deci ai scris și ai lăsat foile acelea și le strângi așa vrafuri de mii de cărți, de foi. Ăla, de fapt, sunt noua ta personalitate. Ai intrat în noul sistem. Pentru asta este făcută școala iubirii. Și în sistemul acesta, ea schimbă conceptele, inversează totul. Dar trebuie să lucrezi cu noile circuite. Sunt circuite de tip cauză-efect inverse. Păi eu dacă funcționez cu circuitele vechi, păi n-am înțeles nimica. Și mereu intru în același situație, eu nu m-am schimbat. Eu n-am folosit, eu n-am început încă școala iubirii. Încă nu e începută de nimeni. Decât de câțiva care au integrat lucrurile acestea. Și trebuie să scrii, să scrii, să scrii tot timpul. Și atunci când îți pui acolo care sunt părerile tale și înțelegerea ta, alea îți rămân. Alea se fixează în tine și devin caracterul tău, felul tău de a fi. Și așa te-ai modificat. Deci școala iubirii este pentru schimbarea caracterului. Și în modul ăsta se schimbă caracterul, felul de a fi al omului, personalitatea lui și atunci se schimbă și viața lui. Noi vrem schimbare, dar nu facem nimic, nicio schimbare, de fapt. Că folosim conceptele lor. Noi ne străduim aici să schimbăm conceptele, să le dăm peste cap. Și facem dicționarul tot din punctul ăsta de vedere. Și uite că oamenii nu au știut să lucreze. Noi am spus chestia, a scris din prima carte. Metoda lui Dan Lambert. Scrii acolo, îți explici singur ce scrie propoziția aia care e subliniată, îi s-a plăcut, o pui acolo, dar trebuie scrisă. De ce? Ritmul de când scrii pătruzi în subconștient mult mai adânc decât dacă aud. Da, Ascult, da. aud, a trecut, am Intră uitat. pe ureche, iese pe alta. Da, și rămân pe vechiul Da. sistem. Pe tine Da. te interesează să te modifici. În școala MBA trebuie accentuat tot timpul să scrii. Scrisul este un alt ritm. E ritmul de a înțelege lucrurile, e ritmul care te modifică, scrii acolo. Tu când scrii pe hârtie, scrii în subconștient. Da. Deci e reprogramare, tu te reprogramezi atunci. Dar trebuie cu cuvintele tale, cu Am tot înțelegerea ta, spus cum de înțelegi lucrurile, scris. cum înțelegi speech. Le-am spus de scris, tot mereu le-am spus de scris, scrieți, scrieți, Ion Creangă să scrie pe voi, așa de mult să scrieți, că Și nu... nu este nevoie să stai mult timp. Dai acolo o oră pe zi sau cât poți, în care iei caietul, mai citești o pagină, mai scoți ce este important și îți explici. Și să vezi ce stare de bucurie vine, că încep încetul cu încetul. Noi nu vom înțelege ce zice un autor. Noi înțelegem numai ceea ce gândim noi. Deci nu Așa. s-a realizat încă înțelegerea în școală iubire deloc. Pentru că nu s-au apucat să scrie. N-au apucat, pentru că când am scris acolo, este înțelegerea mea, eu recunosc, acel lucru este înscris, de fapt, în subconștient, este înscris în ADN. Deci eu scriu în ADN-ul meu. Eu, schimbând ADN-ul, îmi schimb proiectul de viață, îmi schimb destinul, păi nu sunt interesat. Și mai ales femeile care au copii, păi sunt foarte interesate. Pentru că ele, dacă se modifică, acea înțelegere se duce la copii. Deci ea, când scrie acolo, toată înțelegerea se duce pe lanț, așa mai departe. Și tu, dacă faci lucrul ăsta, se va duce la copil automat, la nepoți. Și asta e cea mai mare comoară. Nu e nevoie să te mai uiți. Le păstrez. Eu le-am pierdut. Am pierdut mii de foi. Mereu, că m-am mutat dintr-un loc în altul. Și l-am pierdut. Dar trebuie să ții de ele, să le ai acolo. Nu te vei uita, că nu mai ai timp. Va fi mult mai provocator și interesant mereu să mergi mai departe. Și apoi contribui, pentru că în momentul în care vei avea ideile tale, înțelegerea ta, explicațiile tale, le pui în comun și atunci creștem împreună. Noi încă nu creștem. Pentru că nu... Uite, vine Sabina și ne bucurăm. Uite, e cineva care a gândit singur. Și uite-te ce aer de respirabil ne vine de primăvară, de forțe noi. Da? Și ne bucurăm. De ce ne bucurăm? Toți ceilalți, toată lumea, nu vine cu o idee proprie, nu se explică nimic. Nu au explicații proprii. Stau așa și așteaptă să li se dea.
Și nu se poate, pentru că creierul va respinge informația care nu ai cucerit-o tu. Trebuie Da. să o cucerești tu, înțelegerea ta și pe aceea o vei accepta. Aceasta este modalitatea de integrare. Deci, scoți ce crezi tu, că mulți au toate cărțile, dar le lasă acolo. Stai puțin, scrie. Iei textul care ți-a plăcut și ți-l explici acolo. Îl scrii pe hârtie și ți-l explici. Scrii, pe exemplu, cu o culoare, scrii textul și cu altă culoare sau cu creionul sau cu cum vrei tu, cum e mai bine, cu în ghilimele textul și restul este explicația ta. Eu așa am făcut. Așa am intrat într-un interior al lumii lucrurilor, exact pe sistemul pe care. Păi dacă ăia care au scris cartea Noul Testament, așa au făcut ei. Deci Da. au făcut pe etaje de diferite etaje. Au inversat adevărul și au creat etaje de ocultare. Pe tot așa. Și noi la fel vom înțelege, altfel nu vom înțelege lucrurile. Că trebuie să. Fiecare din propozițiile acelea au un sens profund și trebuie să fie înțeles, să fie integrat, să fie fiziologic. Adică să devină parte din ființa ta. Păi cum să devină? Ca să devină ceva. Un text nu poate deveni citit de la altcineva, nu poate deveni ființa mea decât dacă mi-l explic. Da. Că trebuie să mi-l explic ca să devină ființa mea. Atunci textul acela, pe acela îl accept. Dar textul pe care îl citesc nu-l voi accepta și îl voi uita. Deci cu alea bine trebuie să schimbă sistemul de lucru și de înțelegere. Păi un efort, deci, numai asta trebuie să fie făcut. Deci nu ne interesează decât învățătura, să o asimilăm, că toată lumea, deci cei din lumea de dincolo au muncit atâta să ne inspire și mai departe și noi nu facem nimic. Deci noi nu putem să înțelegem, noi nu am pornit încă un dialog cu ei. În momentul în care tu scrii ceea ce îți vine, ai intrat în dialog cu lumea sensibilă. Ai activat acei îngeri, acel înger mare, spre exemplu, dacă ești în școală bine, și începi cooperarea cu el pentru că te inspiră. Și vezi că lucrurile acelea ai mai ce frumos explicate sunt, parcă nu sunt ale mele, știi? Și încetul cu încetul te le integrezi. Tu, când vei vorbi, vei vorbi cu ceea ce ai scris tu acolo, cu cuceririle tale, nu cu ce a spus autorul acela. Deci orice autor trebuie tradus în limba ta, în înțelegerea ta, ca să-l integrezi, să devină ființa ta. Da, să poți să se întâmple o schimbare în viața ta. Că altfel nu se schimbă. Că zicem de aplicare. Care aplicare? Că nu înseamnă să stai să faci niște chestii. Trebuie. Aplicare înseamnă să integrezi învățătura dezvoltând înțelegerea ta proprie. Că tu vei folosi în toate situațiile de viață. Că altfel noi nu le decriptăm. Noi nu avem elementele de bază de decriptare. Noi nu înțelegem încă ce se întâmplă. Învățătura este scrisă de cineva și nu e, pentru că nu e integrată în noi, nu ne merge mintea. Deci e zero. Deci până nu integrezi, până nu scrii acolo explicația ta, nu se accesează învățătura. Și mereu trebuie să repetăm acest lucru. Dacă se poate să scoatem această parte din emisiunea asta Da. și acest îndemn și să îl repetăm toată ziua, îl mai punem peste o lună de zile din nou. Acest video. Asta noi n-am făcut până acum. Și din cauza asta noi nu evoluăm. Din cauza asta ne și luptăm între noi, pentru că ne luptăm cu programele vechi. Da, Deci, da. culmea de pe lume. Folosești programele acelea vechi care sunt de conflict și le folosești aducând, modificând școala iubirii și ducând-o în raporturi de forță și de luptă. Păi nu are nicio treabă cu lupta. Pentru că noi n-am. Nu ne-am construit limbajul nostru, nu ne-am construit lumea noastră. Școala iubirii trebuie să o construim fiecare, noi. Și după, când va fi în noi, atunci vom putea să înțelegem altfel lucrurile. Trebuie să o integrăm, să o înghițim, nu știu, să devină parte din ființa noastră, să devină ființa noastră. Dar nu poate să devină ființa noastră ce spune un autor. Că îl vei respinge, că e altcineva. Zici că nu sunt de acord, eu am obișnuințe, am ideile mele, încerc să le adaptez, ideile mele nu se potrivesc cu astea, sunt pe dos și le resping. Nu. Trebuie să, încetul cu încetul, trebuie integrate și nu pot fi integrate decât încercând să explic ce a zis autorul acela. Și încercând să explic, de fapt eu înțeleg.
Și când înțeleg, eu înaintez. Nu se înaintează în școală BA. Se bate pasul pe loc, nu se face nimic, suntem exact în aceeași poziție, mereu. Este exact ca la pick-up când are o defecțiune. Ajunge în Da. zona respectivă și ăla nu mai merge mai departe. O ia mereu. Se blochează în același loc. Deci nu evoluăm. Și nu o simțim. Mereu suntem în situația aceasta să rezolvăm tot felul de cazuri particulare. E o rușine. Păi ce școală e bine pentru rezolvarea cazurilor respective? Școala iubirii este ca să poți să ajungi, să dea un instrument în tine, să-ți rezolvi singur problemă sau să nu mai intri în situații de genul ăsta. Că în momentul în care fiecare din noi ne modificăm, adică ne elevăm înțelegerea, ne distrugem toți idolii că îi recunoaștem care sunt, atunci nu mai trebuie să vină situațiile alea de care tot timpul ne lovim și nu mai ieșim din ele. Că n-ai cum să ieși din ele, pentru că n-ai făcut o schimbare de paradigmă, de proiect, de model. Adică folosești conceptele vechi pentru ce? Că nu, de fapt, în școala iubirii funcționează conceptele vechi. Da. Nu s-a schimbat nimic. Ca să se schimbe, fiecare trebuie să-și explice toate lucrurile care crede el că sunt importante, cu care rezonează, ălea pe ălea le vei recunoaște, acela scriu în tine, îți modifică personalitatea și să vezi cum te schimbi. O să fii un alt om. Și în măsura în care tu te schimbi, se schimbă și realitatea din afară. Și oamenii se schimbă automat. Păi e ca și când nu ai vrea să se schimbe. Schimbă-te tu întâi pe tine și se va schimba toată lumea ta. Că nu e o problemă că ăia sunt răi, că nu sunt. Cum rezolv problema aceea? Nu. Schimbă-te tu pe tine și nu mai apar problemele. Deci nu mai apare o situație pe care trebuie tu să o rezolvi. Nu mai există. Te schimba pe tine, situația a dispărut. Pentru că nu mai ai. Deci este un atac întotdeauna asupra conceptelor. Conceptelor vechi. Deci școala iubirii distruge conceptele vechi. Ne destramă. Și noi suntem obișnuiți cu conceptele vechi, este bine acolo, ne-am obișnuit și cu suferința. Ne-am obișnuit să pierdem, să fim nenorociți. Asta este. Uite, și după vocea oamenilor, înfrânți, oameni înfrânți, nu e normal, nu e voie și acolo. Acolo unde nu e voie și nu e Dumnezeu. Și nu se poate, trebuie să ne schimbăm. Și oamenii zic, da, nu pot, că nu am timp. Păi, n-ai timp să te modifici pe tine, să-ți faci o viață frumoasă? Cum poți să spui așa ceva? Îți acorzi și tu acolo jumate de oră, o oră, 10 minute, scrii o propoziție, ți-o explici și gata, e suficient. Și o să vezi după aceea ce schimbări apar în viața ta, că tu vei lucra după noua înțelegere. Ai integrat anumite concepte, lucrezi pe sistemul nou și atunci situațiile care erau produse în sistemul vechi nu mai vin. Deci numai așa se poate schimba viața. Vreau să-mi schimb viața. Intru în școală iubire, dar nu schimb nimic la mine. Merg pe conceptele vechi. Și noi ne străduim aici să le distrugem. De Da. am luat dicționarul limbii române să distrugem conceptele vechi. Și vezi ce înțelesuri. Am văzut acolo la explicații, sunt explicații aiurea. La cuvinte. Și nici măcar nu le trece. Deci cuvintele acelea care exprimă sufletul, nici măcar nu există în explicație. Deci ce zicem noi nu există în explicațiile Da, sigur. respective. Deci n-au treabă, ele sunt gândite pentru ego. Trebuie să, ca să putem să schimbăm viața noastră, trebuie să schimbăm conceptele. Toate definițiile conceptelor, să schimbăm etichetele. Păi privim tot ce se întâmplă cu ochii vechiului sistem. Dă-l încolo de sistem vechi, că din cauza lui suferim. Suntem în același paradigmă, nu se iese de acolo, suntem bătuți în cap. Bătem pasul tot pe loc, pe loc, pe loc. Nu e normal. Nu-i voioșie, nu-i nimica, nu se mișcă nimic. E apatie, e neînțelegere. Din vocea oamenilor sunt răzvrătiți, dar de ce este așa? Adică este o nuanță de reproș, știi? Păi stai puțin, ai făcut ceva, ai citit o carte, ai căutat explicații singur, cum spunea Sabina. Eu stau și mă gândesc, citesc o propoziție și gata, mi-e de ajuns, trebuie să stau să gândesc la ea o săptămână. De ce este așa? Dar nu e suficient să te gândești, stai și scrii acolo. Ca să scrii, să-ți modifici caracterul, trebuie să scrii. Când scrii, tu scrii în suflet. Tu schimbi modelul din suflet. Scrii în ADN. Scrii în Da. destin, să scrii în destin. Să scrii în copii. Deci ești interesat. Ca să fie copiii bine, să funcționeze bine, nu trebuie să îi lași să funcționeze cu vechile concepte. Schimbă-te tu pe tine și se vor schimba și copiii. Aceleași concepte pe care le vei integra tu, le vor avea și ei. Deci ei nu se schimbă și situațiile de viață nu se schimbă pentru că noi n-am scris.
un alt model. Trebuie scris un nou model și să renunțăm la modelul vechi, la vechile concepte și să intrăm pe noile concepte. Să funcționăm pe ele, să gândim numai pe ele. Și atunci se schimbă viața noastră. Că altfel nu realizezi nimic. O să fim și peste 30 de ani în aceeași poziție. De noi trebuie mereu să repetăm că oamenii să știe că iarăși o ia de la capăt. Îi zici chestia asta, zice da, și iarăși o ia de la capăt. E ca ăla care i-a dat Xana, să nu știu ce i-a dat, s-a crezut pisică. Da? Îl lua în picioare, zicea, tu înțelegi că ești om? Și da. Și când a luat mâna de pe el, s-a aruncat jos și era pisică. Păi zici că ești om. Și acum iarăși e pisică. Așa sunt oamenii, știi? Noi îi luăm, îi zgâlțim, tu înțelegi că ești om? Și zice, da. Și poc, când a luat mâna de pe el, s-a făcut pisică. Fiecare om devine pisică. Da. Păi nu e normal. Noi nu Adică, știi cum se traduce și schimbă cu nimic. binariile astea? După ce au închis binarul, până la urmă, iar au revenit în viața Păi se normală. vede, revin la vechile modele, nu au Da. schimbat nimic. Da. Când în timpul binarului ce trebuie? Hai să discutăm ce am scris-o pe foaie, pune-i pe toți. Ce a scris pe foaie? Ai luat conceptul respectiv din cărțile astea ultime trei? Hai să le discutăm. Ce ai scris tu, ce ai scris tu și o să vedeți că puneți în comun ce a scris fiecare. Ce și-a explicat. Și punem explicațiile acestea și să vedem, să vezi după aceea că toată lumea gândește la fel. Și deci am evoluat. Da. Evoluăm și ne schimbăm. Deci noi nu putem evolua, că nu putem accepta ce zice un autor. Uităm. Nu e suficient să-l subliniezi. Îl subliniezi și tu n-ai construit înțelegerea ta proprie. N-ai scris-o niciunde. N-ai scris-o în ADN, n-ai scris-o. În suflet nu e scrisă, în destin nu e scrisă, în copil nu e scrisă. În momentul în care vei vedea că cei din jurul tău s-au schimbat, atunci și tu te-ai schimbat. Asta este, că ei sunt în oglindă. Da. Deci tu trebuie să te schimbi, să schimbi modelul de gândire, că de asta sunt ăștia fericiți, că nimeni nu o să vă amă. Zice, sunt ocupat, am mult de lucru. Păi cum? Că e vorba de destinul tău, schimbă destinul complet, toate situațiile de care te plângi nu o să mai apară. Pentru că nu au cum să apară. Deci atâta timp cât noi nu schimbăm modul de a privi lucrurile și viața și nu intrăm pe sistemul invers, acesta al școlii B, noi nu putem să realizăm schimbări în viață. Pentru că întotdeauna vom perpetua vechiul obicei. Degeaba discutăm noi de ce aici. Adică am găsit o formulă în școala Birii în care nimeni nu-i deranjat. Este exact situația cu religia. Da. Religia, biserica cu oamenii, sau cele două armate s-au oprit în locul în care nu se deranjează una pe alta. S-a găsit un punct de echilibru în școala Birii în care nu se deranjează niciunul. Adică noi ne vedem treaba noastră și suntem în confuzie în continuare și ne luptăm, că asta știm să facem și ni se pare o normalitate și mai vine și școala Birii și ne deranjează, nu ne interesează. Noi folosim școala Birii ca să ne rezolve probleme. Păi școala Birii pentru asta este. Școala Birii este făcută ca să evoluezi tu, să te ajute să evoluezi tu. Dacă să evoluezi tu, trebuie să pui în comun ceea ce ai înțeles. Dar dacă n-ai înțeles nimica, noi nu facem nimic. Noi nu realizăm în binare o evoluție. În cauza noi discutăm ce care înțelegem, discutăm și încercăm să punem această înțelegere. Deci noi ce punem acolo? Tot ce am descoperit noi singuri. Și eu, și Emma, și Teodora, și tu, ce facem noi cu toții? Punem ceea ce am noile observații, noile înțelegeri și le punem în comun acolo și încercăm să le argumentăm cât mai bine. Și așa ne evoluăm împreună. Altfel nu se poate. Altfel nu se poate evolua. Altfel bătem capul pasul pe loc și nu se întâmplă schimbări în viața noastră. Că omul nu. Și a zis o doamnă, păi eu sunt în aceeași situație, eu am aceeași problemă, n-am schimbat nimic. Păi dacă nu ți-ai schimbat deci caracterul și personalitatea nu se schimbă decât la metoda d'Alembert, când scrii. Asta este sfânt. În epoca antică se folosea școlile ce aveau. Zicea ăla ceva Pitagora, școala lui Pitagora sau mai știu care. Zicea o propoziție, s-apucau să scrie și scriau explicațiile. Asta e modalitatea de. Și asta a dispărut complet în lumea de astăzi. Oamenii preiau doar ca memorie, teoretic, dar nu există o schimbare în viața lor Adică papa pentru că nu scriu ea. galicește, se ia papa galicește, cum ai învățat o lecție la școală Da. pentru notă, ai spus-o și gata, ai uitat-o. Da, sufiții ce Da. făceau? Sufiții au niște hârtii, vă spune înțelept tu ceva, stau acolo și își explică pe hârtiile respective. Și ce, își pun în comun explicațiile. Asta este metoda antică. Din totdeauna omul a evoluat numai așa. Și numai așa se poate evolua. E bătut în cuie.
Școala iubirea este făcută pentru, în modul acesta construită. Noi găsim fiecare, noi ce punem în comun în binare, ce care mai înțelege câte ceva? Punem descoperirile noastre proprii, nu? Da. Atâta facem. Și deci, eu ce fac? Scriu. Deci, văd o afirmație acolo, citesc pe undeva o afirmație și caut să-mi explic singur. Și pun explicația aceasta a mea în afișe și apar în cărți. Să ajungă fiecare să scrie o carte. Ne facem o editură a Școlii Bii și publicăm toate cărțile acestea ale tuturor. Fiecare om ce a scris acolo să-și păstreze ceea ce înțelegerea lui și vom scrie cărți cu numele fiecare în editura Școlii Bii. Deci așa evoluăm, dar scrie. Altfel nu se poate evolua, este imposibil. Da. Pentru că trebuie scris în ADN, trebuie să scrii în suflet, dacă, în personalitate. Dacă nu scrii în personalitate, nu se schimbă personalitatea. Că trebuie să cucerești tu această înțelegere, să-ți vină din tine. Adică tu să te apuci să comunici cu Îngerul Păzitor, cu lumea de dincolo și lumea de dincolo te va ajuta, te va susține, te va inspira. Vei vedea că vor veni înțelegerea aceea care îți vine după ce ai scris textul care ți-a plăcut, înțelegerea aceea este o comunicare cu lumea sensibilă, nu e a ta. Începe cel din lumea de dincolo, îngerul sau mai știu cine este acolo, care te inspiră și tu începi să scrii și îți dai seama că acea înțelegere nu a venit de la tine, că tu ai scris așa continuu, că cineva ți-a dat această înțelegere și tu de fapt așa te modifici. Și ne dăm seama după aceea că noi nu suntem. Înțelegerea aceasta nu este absolut a noastră, ci este o colaborare, o cooperare cu lumea sensibilă. Și începi să simți lumea sensibilă, știi? Pentru că primești răspunsuri. Da, asta trebuie. Oamenii zic că e suficient, îmi pun întrebări lui Dumnezeu și fug la activitățile mele. Este o dominantă a activității. Nu e adevărat. Îți trebuie timp petrecut cu cerul, cu Dumnezeu, cu îngerii și mai departe. Oamenii vorbesc despre îngeri, dar nu petrec timp cu îngerul, cu îngerii. Da. Păi să-și rupă măcar, am zis, te culci o oră mai târziu sau te scoli o oră mai devreme. Te dedică, poți sau nu te Sigur uiți că la da, un să-și film. facă un orar sau Da. când poate, sau când sunt la serviciu și au un timp, mai scriu acolo, să-și iau un caiet acolo și le vin idei și să vezi că vor gândi numai în idei. Noi. Da. Și repede după aceea să vină școala vie să le pună în comun ca să poată să evolueze. Adică lucrurile astea le face nu numai pentru el, le face pentru toți. Adică o să aibă și o bucurie că, uite-te, înțelegerea mea a ajutat atâta lume și oamenii au preluat această înțelegere. Deci noi suntem ca o ființă comună. Da. Da? Asta este. Eu ce am făcut? N-am făcut decât același lucru. Am Uite, luat vezi. texte și le-am explicat și sunt explicațiile să sunt transformate în cărți. Hai să scriem fiecare să scriem cărți. Cumva trebuie să încetăm să-și mai vadă fiecare interesul și să Da. se unească într-un efort propriu, adică comun, ca să putem să Să avansăm. transforme școala iubirii în Da. învățătură. Acum Da. va învăța și nu va mai discuta despre vulnerabilizări, că ce am făcut, cum sunt, nu mă interesează. Învață școala iubirii și vei înțelege singur. Da. Și după ce înțelege, o să vezi că dispar toate problemele astea cu vulnerabilizări, situații dificile, dispar din viața ta, că tu ai ajuns pe alt nivel. Și realitatea trebuie să se adapteze noului tău nivel. Păi s-a Da, schimbat. da, Te-ai da. schimbat tu, s-a schimbat ea. Păi asta te interesează. Nu, să stagnezi, funcționezi cu vechile obiceiuri, vechile tipare și concepte și ăsta îți construiesc, deja ți-a construit viața asta de chin. Păi nu te-ai săturat. Nu vrei să ieși din... De aia ai făcut școala, intri în școală, ca să schimbăm viața noastră. Să ne schimbăm pe noi și se va schimba tot în jurul nostru. Asta este. Să devenim fiecare un înger pe pământ. Să vezi, să zicem așa, ce s-a mai spus sângerul tău, știi? Și fiecare zice, ia uite ce am scris eu acolo. Mi-a dictat ce am scris. Da? Dar Uite, îngerul tău ce a zis? Fiecare cu îngerilor lor. vezi că mă gândeam la cum ai spus tu când Adam și-a luat ochii de pe Dumnezeu, știi? Și s-a
Cred că, uite, putem face cumva o analogie, să ne luăm ochii de pe noi și să-i punem pe celălalt din școala iubirii, să înțelegem că o lucra... Deci că celălalt oricum e Dumnezeu, nu? Punem ochii pe Dumnezeu și ca să facem lucrarea asta la comun. Că până acum fiecare, într-adevăr, a rămas centrat doar pe el. Pe el, pe problemele lui, pe viața lui, pe ce am eu de făcut acolo în bucătărie și nu Și s-a acolo gândit va la... simți, el când pune explicația, acolo va simți ce înseamnă să alături ideile diferite și să nu ții cu nicio parte și că asta este soluția, pentru că nu te mai poți înfuria, nu mai poți lupta, că nu mai ai ce să aperi. Când ai pus alte mereu și alte alternative, nu mai ai ce să aperi. Și când scrii acolo diferite explicații, de fapt nu să mai ai, nu mai poți să ții cu una sau cu alta, pentru că școala iubirii, conceptele de acolo sunt concepte care permit curgerea. Sunt Da. diferite de conceptele, sunt pe dos. Deci, încetul cu încetul, că noi n-am integrat, nu înțelegem că interiorul de temă este eu încă. Trebuie să fim pătrunși de această înțelegere, să putem să o susținem, să putem să o arătăm, să putem să o argumentăm. Noi nu avem argumentații. De deci ce înseamnă scrisul acela? Când comentezi, de fapt, e o argumentație. Îți dezvoltă argumentația. Din cauza asta, noi nu putem realiza o schimbare, pentru că chiar dacă citim acolo ceva, noi nu avem argumentații în spate, că de ce e bine să schimbăm lucrurile, de ce e bine să faci invers, de ce e bine să lași lucrurile așa, de ce este bine să nu intervii niciodată, care este câștigul dacă nu intervii, da? Care este pierderea dacă intervii? Noi nu știm lucrurile acestea, trebuie să ți le explici tot timpul. Și când faci lucrul acesta, atunci vine o înțelegere care este o înțelege că lasă lucrurile în pace, nu mai vrea să lupte, să se apere, să intervină. Dar trebuie ca să poți să înțelegi cât de importantă este, trebuie să îți explici de ce este importantă, de ce este mai bine să funcționezi așa, ce câștigi dacă funcționezi așa și ce pierzi dacă nu funcționezi așa. Deci trebuie explicate, noi explicăm tot ego-ului. Da? Că ego-ul, am povestit că are o limită în care el nu vrea să moară. Deci el are o limită care zice că stai puțin, te ascult, acum fac ce zici tu, zice ego-ul, da? Dar trebuie să-i explici în sistemul acesta de câștig-pierdere. Să-i explici ego-ului că este o pierdere să mergi pe sistemul tău. Tu într-adevăr te hrănești cu durere, dar este o pierdere că uite că îți pierzi viața, deodată te ia sufletul și te-a nenorocit, știi? Și devii iubire. Dar când spui chestia asta, el se sperie. Da. Și trebuie să tot timpul să ai argumente că de ce este bine să funcționezi pe dos decât toată lumea. Pentru că avem dominanta asta mare a exteriorului și ne luăm după el, automat cădem în exterior. Dar dacă noi avem bine argumentat că de ce nu e bine să funcționăm pe sistemul vechi și să avem bine bune argumentele acolo, noi ne vom schimba. Noi nu ne schimbăm viața decât dacă am scris de ce este bine să ne schimbăm. Și noi nu acceptăm ce a zice un autor, noi acceptăm numai ceea ce am scris noi. Și nouă ne lipsește scrisul acesta, explicațiile noastre ne lipsesc, ca să fim convinși. Și după aceea ne bazăm pe aceste explicații, ele devin înțelegerea, înțelepciunea noastră, baza pe care ne vom baza mai departe pe a evolua. Noi nu putem evolua, noi suntem pe loc. Nu putem evolua pentru că nu avem această înțelegere de ce sunt lucrurile așa și nu sunt pe dos, nu funcționăm pe, nu e bine să funcționăm pe ego. Și noi funcționăm mai pe ego, pentru că cu el ne-am obișnuit, credem că așa trebuie să fie lucrurile și ni se pare dificil și greu cum să mă las eu folosit de celălalt, cum să fac, cum să fiu slujitor. Nu știm, deci nu avem argumente. Și iei cărțile din școală iubirii și acolo este totul spus pe dos. În astea trei ultimele, în explicații, este totul pe dos. Și atunci când le iei, îți explici și tu de ce este bine. Afirmă acolo Marius că e bine să te lași pe tine în toate situațiile și tu te să spui de ce e bine. Să-ți explici de ce e bine. Până când găsești. Deci ești mereu deschis la noi și noi explicații. Nimica niciodată nu e încheiat. Mereu sunt deschis, poate mai găsesc o explicație, discutăm în comun, poate mai vine cineva cu o altă înțelegere și o notez acolo și am evoluat și am crescut. Noi nu putem crește când ne blocăm singuri. Noi suntem făcuți ca să punem în comun toate înțelegerea asta. Păi acei bătrâni care au scris Vechiul Testament, ei ce făceau? Se strângeau în fiecare seară din toate satele acolo și discutau toată noaptea, discutau.
Da? Asta făceau și puneau în comun ceea ce cunoșteau. Și scriau lucrul acesta. Ele sunt scrise. Scriau. Asta ne lipsește nouă, această explicație care să vină din noi, această înțelegere care să vină din noi, că numai pe aia o acceptăm și numai pe aia. Noi nu acceptăm ce zice Marius. Eu trebuie să-mi explic singur, da, sau singură, lucrurile acestea, de ce este bine așa și de ce nu altfel. Marius este doar un sprijin. Un sprijin îți dă niște alternative de la care poți să pornești, îți sugerează niște explicații la care tu poți să le dezvolți, să le perfecționezi. Da? Și apoi le pui în comun și creștem împreună. Pentru că nu te duce mintea la toate explicațiile. Dar vine un altul care a gândit cu mintea lui și, mamă, cum ai crescut. Iarăși, te ajută. Deci, noi, de fapt, ne ajutăm să funcționăm ca un suflet comun. Și evoluăm. Noi nu putem evolua decât împreună. Deci, încă n-am pornit școală. Sper să pornim de aici încolo. Să lăsăm vulnerabilizările în pace, că nu ne interesează vulnerabilizările. Că funcționăm pe vechiul sistem. Vezi, nimeni, oamenii nu citesc. Dacă citesc, de aia care sunt pasionați, știi? Iar aia care sunt pasionați doar citesc și nu au studiat. Deci iar nu s-au schimbat. Pentru că trebuie să scrii acolo explicațiile tale ca să scrii în suflet și în ADN. Dacă nu scrii în suflet și ADN, nu se schimbă realitatea. Tu Da. vrei să schimbi realitatea, n-ai făcut nimic să o schimbi. Deci să schimbi conceptele. Funcționezi cu vechile concepte care au construit deja realitatea asta, da? Și tu cum să o schimbi? Ca să o schimbi, trebuie să scrii în personalitatea ta, în caracterul tău, în felul tău de a fi și în ADN-ul tău. Și se va schimba. Deci scriitura aceea îți modifică felul tău de a fi și devii un alt om. Îți schimbă conceptele. Și conform noilor concepte, realitatea s-a schimbat. Nu am făcut nimic asupra ei. Nu m-am certat cu ea, nu m-am luptat cu ea, n-am vrut să o schimb. M-am schimbat pe mine, ea în oglindă, imediat mă reflectă. Deci dacă Da. vrei să schimbi viața și să nu vină, Doamne, că vin mereu cu aceeași probleme, nu te-a schimbat nimic. Și sunt probleme dificile, nu? Ai văzut. Copiii Da. ajung aiurea, deviază și așa mai departe. Situații dificile, handicap și nu se schimbă nimic. Păi n-ai cum să schimbe. Trebuie să te schimbi tu pe tine și ca să te schimbi pe tine, scrii tu acolo. Și femeile zic, dar nu am timp. Păi stai puțin, găsești un timp pentru dacă vrei să schimbi viața, altfel nu te vei schimba. Da. Nu se mișcă nimic în viață. Dacă funcționezi cu tiparele care ți-au creat viața asta, ți-au creat acest. Pe exterior îți exprimă interior modul tău de înțelegere. Trebuie schimbat modul de a privi lumea. Se schimbă modul de a privi lumea, modelul de reprezentare, se schimbă și viața ta. Și contează, pentru că nu mai e nevoie să vină boli. Bolile trebuie să vină ca să-mi distrugă mie o încrâncenare, o preocupare excesivă pentru binele propriu. Pe ăla trebuie să-l distrugi. Să fie mai important să scrii acolo și să pui în comun cu oamenii, să poți să discuți cu ei, să faci schimbul, să fie mai important. Să evoluezi. Sau nu e nevoie să discuți cu ei, poți să evoluezi singur. Deci este o metodă care eu n-am discutat cu nimeni. Nimeni nu m-a Da. ascultat. Eu n-am avut prieteni cu cine să. Na, aceste lucruri nu le acceptă nimeni. Eu cu mine însumi, eu cu Îngerul. Deci eu cu Îngerul am discutat, sau cu Dumnezeu, în habar n-am cu cine am discutat, dar tot timpul inspirația venea de sus și mâna îmi scria singură și zice, ia uite mă ce lucruri frumoase, că nu sunt în firea mea să spun lucrurile așa de frumos. Și încetul cu încetul am evoluat, că am strâns zeci de mii, sute de mii de cărți, de pagini, de hârtii din astea A4 scrise și pe o parte și pe alta. Tot timpul le pierdeam, mi le arunca. Da? Și nu m-am uitat. Am zis să-i nu-i nimic, n-am luptat pentru ele, pentru că nu m-am uitat niciodată, nu m-am uitat la ele ce am scris. N-am. Dar ele mi-au transformat caracterul și înțelegerea. Și s-a schimbat realitatea. Mi se schimbă realitatea din față. Da? Cum am explicat, domnul Simionescu vrea să ajungă la televiziune. Da? Și se chinuia, ar fi dat orice ca să ajungă la televiziune și n-a ajuns. I-a dat Dumnezeu, zice, tu nu poți să te duci la televiziune că vorbești prostii. Te duci 5 minute la ora 5 dimineața la antena, la televiziunea națională, la 5 dimineața, două zile pe săptămână și se aduce. Și se ajunge. Și te duci și plătești singur taxiul. Așa a făcut Dumnezeu. Eu n-am vrut nimic, n-am vrut să scriu cărți, n-am vrut să fiu pe primul plan, n-am vrut să fac emisiuni, n-am vrut nimic. N-am.
Deci, te-ai modificat pe tine, se schimbă viața ta total. Și să vezi ce viață interesantă și nouă poți să ai. Da, și noi stăm într-un fel de inerție acolo, stăm acolo și nu vrem să schimbăm nimic, bălțim în vechiul tip de viață, în loc să înviem. Înviem. Cam asta am vrut să zic. O să extragem din filmul Da, ăsta. trebuie tăiat și scos separat. Da. Păi ne oprim aici, nu? Bine, Marius. La nașterea demonilor, la țancă. Ah, ce unde era frumos. Vrei să mai citim? Nu, lasă. Discordie. Deci discordia a creat infern. Da. Discordie. Ai văzut, aici s-a declanșat, de la discordie. De la discordie s-a așa discursul. Frumos. Bun. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, Marius.